Klaus Iohannis vorbește acum. Bună ziua! Ne confruntăm cu o amenințare globală care a schimbat brusc și radical existența noastră. Nimeni, nicăieri în lume, nu a fost cu adevărat pregătit pentru a face față cu bine magnitudinii și vitezei cu care se propagă epidemia. Dar în același timp, niciodată în trecut, omenirea nu a fost mai solidară și hotărâtă să iasă învingătoare dintr-o provocare teribilă, cum este aceasta. Să privim așadar cu multă speranță și încredere către un viitor destul de apropiat, în care ceea ce trăim astăzi cu toții nu va fi altceva decât o pagină de istorie dureroasă care a schimbat pentru totdeauna umanitatea în bine. În prezent, numărul deceselor și al îmbolnăvirilor este în creștere la nivel global, iar România, ca și alte țări, are încă în față un val epidemiologic căruia trebuie să-i reziste. Să nu uităm nici o clipă că în spatele statisticilor se află întotdeauna oameni, cu familiile lor, cu problemele și dramele lor. Solicit tuturor autorităților să nu slăbească în niciun moment vigilența. În aceste zile rămân în vigoare absolut toate restricțiile. Nu ne jucăm cu viața românilor, orice încălcare a regulilor reprezintă un risc major. România nu se află în etapa de transmitere comunitară extinsă, atât datorită efortului autorităților, cât și datorită respectării de către români a distanțării sociale. Am făcut deja foarte multe cu toții pentru a evita un scenariu catastrofal. Haideți să nu irosim acest efort. Dragii mei, Învierea Domnului este sărbătoarea care reprezintă prilejul îndelung așteptat de a petrece câteva zile în mijlocul familiei. Instinctul nostru, absolut natural și uman, este să ne arătăm iubirea față de cei dragi, fiind împreună cu ei. Dar acum, acesta ar fi cel mai rău lucru pe care l-am putea face. Părinții și bunicii noștri se simt mai singuri ca niciodată în aceste zile, pentru că nu ne mai au aproape fizic. Dar cred că noi avem puterea și știința să-i facem să ne simtă aproape de sufletul lor. A sta departe de cei la care ținem, ne creează un sentiment firesc de neputință, de deznădejde. Dar în aceste clipe trebuie să acceptăm că este singura atitudine rațională care ne protejează atât pe noi, cât și pe cei pe care îi iubim. Vă rog să faceți acest sacrificiu acum pentru a putea fi împreună sănătoși mai târziu. Oricât de dificil ne este acum, am toată încrederea că vom deveni mai puternici după această grea încercare. Iar motivul pentru care sunt optimist, sunteți voi, dragi români. Respectarea unor restricții dureroase, creativitatea celor care ați găsit soluții să vă continuați, chiar și parțial, proiectele, solidaritatea și munca voluntară a celor care sprijiniți spitalele și ajutați pe cei care nu se pot descurca singuri în această perioadă, sunt tot atâtea confirmări că voi sunteți ce are mai de preț România. O societate care pune viața mai presus de orice este o societate care are o solidă temelie morală pe care să-și ridice un viitor mai bun. Pentru a putea face însă asta, cât mai repede,
trebuie să rămânem cu toții sănătoși și în siguranță. Stați acasă de sărbători, nu mergeți în vizite la prieteni și familie. Paștele este sărbătoarea biruinței vieții. Să trăim acest adevăr în sensul său cel mai profund, salvând viețile celor dragi. Vă doresc sărbători cu sănătate! Președintele Klaus Iohannis de la Palatul Cotroceni cu un mesaj de încurajare pentru români și un nou apel către autorități să nu slăbească vigilența sub nicio formă în zilele următoare. Să nu irosim acest efort în același glas și noi, stați acasă de sărbători. Urmează emisiunea Mireasa la Antena 1.